venit la Ramu să mă machiez pentru că pot să vorbesc cu ea. În cameră la mine mă plictiseam. Așa că, ca să fiu drăguță astăzi, în vlogul pe care îl voi filma. După ce mi-am aplicat crema hidratantă de dimineață pentru față de la Vichy, mi-am aplicat și acest ir de buze sau cremă de buze, cum vreți voi să-i spuneți, de la La Mer. Este foarte bună și îmi hidratează buzele pentru că eu am buzele foarte crăpate, sunt dezhidratată, ce drept recunosc că nu prea place să beau lichide. Așa că folosesc cremele acestea care pe mine mă ajută mult. Când îmi amintesc de ele, bineînțeles. Așa că hai să trecem la treabă. Trezit iubirea lui mami! Hai, dragoste! Cine te aduce la mamă? Cine? Hai, repede, repede! Uite, mami a primit un cadou, deja primul ei cadou de ziua ei. Adică urmează ziua mea, 9 aprilie este ziua mea. Și mai sunt câteva zile. Iar cei de la Private Boutique s-au grăbit să-mi trimite un cadou. Să ne facem cu parfum, să mirosim bine, iubirea mea. Doamne, cât ești de frumoasă. Doamne, ce piele ai, ce miros ai. Și ai, mă topește. Dar ce freză ai, mami. Superbă. E superbă gărgărița mea. Doamne, cât îmi plac momentele astea, deci nu mai pot. Eu nu mai pot, cât îmi place de Irina mea. M-am topit. Unde să mă mai machiez, că am venit să o pun eu. Mami, astăzi merge la plimbare. Mergem după frățiorul tău, Edi. Vreau să vă zic că Edi aseară a rămas la bunii Nico. A rămas să doarmă. Eu am venit acasă cu Rade și Irina. Am dormit toți trei aici la mami. Și vreau să mă aranjez să mergem după Edi și să vedem ce facem, poate ieșim pe dealuri undeva, că singurul loc safe este natura, așa că să vedem ce facem ca să nu ne plictisim în casă și să fie fain și pentru ei, să le creăm activități. E superbă! Se pare foarte, foarte interesant ce filmez eu aici. Și mă bucur enorm de mult că s-a trezit țițirica mea și care o freză nemaipomenit de frumoasă. Mami, vreau să-ți aduc niște pantaloni, să nu-ți fie rece. Bine? Și tu te joci aici cu fardurile. Uitați-vă la ea. Uitați-vă cât se bucură de mult. Așa ușor, mami, da? Avem grijă să nu ne lovim. Da, iubirea mea, și ea și Edi sunt topiți după pensulele mele. Nu știu de unde le-am cumpărat, sunt de undeva de pene, dar habar n-am. Sunt chiar pensule ieftine, dar își fac treaba. Da. Suntem, ne-am îmbrăcat. Ne-am îmbrăcat. Da, sunt curate, pot să le papi. Că sunt curate, le-a spălat mami. Sunt gata. Pandemia. Noroc cu eyelinerul că mi-a făcut. Și eu ceva acolo. Se pare mai negru. Și buzea roz. Tot cu primăvara. Dragilor, vreau să vă arăt și vouă parfumul pe care l-am primit. Dar de la Private Boutique, pentru că urmează ziua mea de naștere. Ui! Bun, aici ne ajută bunii. Ne ajută bunii cu filmarea. Uite ce te da mami ție fundița. Păi bun, e o fundiță, să se joace cu ea. Hai să vedem. Hai să vedem. Ce este aici? Un parfumel. Hai să vedem dacă îmi dau seama. De aici. Deschid așa. Bravo! Uite. Uite. Hop. Bravo, fetița, sus. Sus. Așa. După două noapte vrea tu fii atent. Bravo, mami. Ce capac are. Mișto, mișto. Se strigă Miwa.
Doamne, dar miroase foarte bine, deja se simte body parfum, ăsta e de parfum, e corp și parfum. Wow! Ce faină! Foarte drăguț! Ia să se întoarcă cu primăvară. Mamă, ce bine miroase! Mami, simți? Încă nu simți? Dar ce bine! Chiar mi s-a desfundat, serios. Nu vezi? Uite-l! Mulțumesc, Private Boutique! Uite pe bunii ce ingenioasă e! Mami, eu cred că... Eu-ți propun să te apuci să faci haine de copii. Sigur, cum ce nu? Faci? Faci la Iri. La Iri, dar pentru toți copiii, că ai gusturi super faine și bune. Și bentițe. Urmează! Urmează! Haine pentru copii! Stați-mi aproape că o să vă arătăm un vlog. Dragilor, am pregătit orez cu bănânică din nou. Ține bănânică și năsucul tău. Mănâncă. Și pentru că avem foarte multe... Să vedem ce... Cine a ajuns? Cine a ajuns? Ce faci? Da, fata mea rază de soare, tu ești a mea alinare. Da, fata mea, fetița, mami, fetița, am cui pune coroniță. Mai devreme așa voi cânta cu mine, Doamne. Mai cânt o dată, hai. Da, mi-o dat bunul Dumnezeu, mă, noroc pe sufletul meu, mă. Da, și mi-o dat un noroc mare, cam o fată ca o floare. Da, fata mea rază de soare, tu ești a mea alinare. Da, fata mea fetița, mami, fetiță, am cui pune coroniță. Bravo! Cântă! Iri, ce cânti? Da, fata mea rază de soare, tu ești a mea alinare. Da, fata mea fetița, mami, fetiță. Gata, dragilor, în sfârșit am apucat să mănânc și eu. Uite, o îmbrăcăm pe Irina, nu mai poate de somn, e ruptă de somn. A ajuns și Edi de la bunici. Și am jucăria. Sunt superbe! Am ieșit și mie la aer. Da. Și adormim imediat. Am păpat foarte bine. Cocoșul vecina. Vrei să te dai pe hintă, mami? Trenu. Mami, te joci în nisip? Hai să vedem cum te joci tu nisip, iubitul mami. Aici? Uite, ai pus în sită. Ce faci cu sita? Ce faci? Cu nisipul, pui în sită? Pui nisip în sită? Da? Uite că și Irina vrea să se joace, să o lasă să se joace cu tine. Da? Da? Și ce îi dai Irinei să se joace cu tine? Care lopățică i-o dai? Da. Asta? Nu, no, hai să vedem asta. Asta roșie. Opa, așa. Uite, Iri, ia-o. Ia-o, mânuță. Așa. Dă-i o mânuță, mami. Ajută-o. Poftim, Iri. Bravo, îngerașule, ești foarte cuminte. Ai văzut găinile lui vecinul? Uite, acolo, cum fac găinile? Cum face? Cot-codac și cu cocoșul, ai auzit? Da. Cum a făcut cocoșul? Cu găicu. Bravo, iubitul meu! Da, vecinul are câine? Are câine. Și cum face câinele? Da. Am. Brr. Aici se mână, se bătă câine și eu lanțul. Deci, bunul aduce un alt câine pentru că s-a pierdut câinele și a rupt lanțul, așa-i? Da. Și ce câine a zis bunul că aduce? Ia-ți bănuța din năsucă, nu-i frumos. Ce câine o zis că aduce? Unul mic? Unul mic. Și cățelul și mici cum fac? Așa cum fac? Ca mama.
Bravo, iubire! De unde vrei să plecăm? De unde vrei să plecăm? Ia! Oh! Uite, fetița! Ah, ce fericită! Am și să facem curățenia de primăvară. Bravo, Edi! Bravo! Noi batem barza! Batem barza! Batem barza! Da? Ești fericit, mami? Am ieșit afară, am ieșit să luăm o gură de aer, să ne bucurăm de soare. Am ieșit pentru că bunicii fac curat în grădină, fac curățenia de primăvară. Da? Și am ieșit și noi. Da. Op! Op! Hai, 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 e capul meu, ce viteză prins! Oh, acum au văzut jucăriile. Uite, acum au văzut jucăriile. Acum le-ai văzut? Hai, 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 așa, opa, Siuși. Uita, uita, metita, ioga. Ioi, tu atingi cu picioarele. Da, hinta, bunu. Edi, haide să pălim. Mami. Hinta, părinta. Uite-o tu pe Iri. Veniți să luăm căruciorul din portbagaj. Da. Să ne plimbăm să facem nani. Să mergem să vedem că o găsi bunii o floricică. Uite ce face bunul. Ați tăiat copaci și prunii pe aici, mami. Au fost alții noi. Ăștia-s vechi. Ăștia-s noi. Doamne, am văzut ceva. Doamne. Hai să vedem. Ha. Acum. Uite câte sunt. Vai, ce floricică frumoasă. Ai grijă la... Ai grijă, așa, iubirea mea, la crenguțe. Doamne, mulțumesc, că de bubi. Hai să dea mami bubi. Iubirea mea, mulțumesc. Eu dea și la Iri. Dea și la Iri. Te dea și la Iri. Spune poftim. Și dai pupic. Hai, Iri, să dea pupic, hai. Hai, hai să dea pupic. Bravo, așa. Așa, ține de acolo, de sus, Iri. Așa, mami. Bravo, frumușeilu, mama! Bravo! Uite cine vine! Salut, Oti, ce faci? Ce faceți? Uite, ați schimbat un pisor, de să nu schimbi. Uite ce floricică ne-a dat Edin, dar și mie și la Iri. Mulțumesc! Și da, Oti. Ce faci, baby? Unde-ți cred la Oti? Merge să cumpărăm apă plată, să facem lapte. Paraf, să avem stoc. Vii cu noi? Hai cu noi! Nu vrei să vii cu noi? Rămâi cu bunul și cu bunii. Ce, ți-a intrat ceva? Ce ai aici? Uitați-vă unde are Edi Suzi. Unde are Edi Suzi, dragostea mea? Vii cu mine și cu tati, cu mașina și cu Iri. Da? Ia, uite, vine fumul pe noi. Astăzi este atât de frumos și de plăcut afară și e cald. Da, ți-a dus tati cecuța de primăvară de la Dej, ca să nu-ți spui că e cald cu fâșul ăsta de iarnă. Arată-mi Suzica ta. Să faci Suzica. E frumos, lu' mami. Ești frumos? Cum ți-au zis bunii, actorule? Actorule, vrei să joci teatru când o să fii mai mare? Sau să cânti ca mami?
Flintstone, familia Flintstone. Telefonul nu mi-e oprit. Apasă pe alea, dau butoane. Lasă-o să doarmă, mami, cu uite face mami. Lasă-o să doarmă, te rog. Doamne, prăbătă. Lasă-o să doarmă, nu mai face culăcie. Lasă, te rog, lasă-o în pace. Uite-te pe drum, uite cine circulă pe drum. Uite, vezi dacă vezi pe bunii sau iepurașul. Ia, uite buninico, uite vezi buninico? Lasă să doarmă. Îi dă mama bubu la Edi. Dacă stă Edi lipit de scaunel, da? Și cu mânuțele băgate în centură, da? Poftim. Și Edi închide ochișoare și face nani, da? Îți faci și zic anguriță, dar vreau să închizi ochișoare și să faci nani. Hai, închide ochișoare și fă-ne, Anica. Bravo! Și dacă faci așa, îți scot guma din gură. Dragilor, să știți că noi am dormit, am fost la plimbare, după cum ați văzut, dar am venit acasă, ne-am întors și eu cu Edi am adormit. Rare s-a ocupat de Edinuca și acum deja este seară, este 8 seara. Edi colorează, hai să vă arăt ce până. Colorez căprița, să văd. Oița, da. Oița, și care căprița? Uite, mami. Da, te filmezi? Să nu te filmezi? Nu. Nu? Nu te pup, Pixi, pa. Pa. Bravo. Acum mami de post, că e miercuri astăzi și am mâncat haioșe de post cu măr. Și eu mi-am comandat o lejerie de pat. Cam așa arată modelul. Și vreau să o testez să văd dacă este bună. O pun în seara asta pe pat să văd dacă îmi place. Râd cu mami, că au zis mami să zică dacă e de calitate, nu dacă e bună. Cine știe că se interpretează? Dacă e de calitate, nu? Dacă e de calitate, ia uitați ce material. Salut! Suntem și noi prin zonă. Salut! Zi și Teddy, zi salut! Fă cu mâna, zi vă pup. Vă pup, spune vă pup. Uite aici în cameră, uite aici și zi, spune eu desenez cu bunu. Zi eu desenez cu bunu și îmi dă bunu să fac foietaș cu măruți. Arată-le, ia, hai să te filmezi și arată-le la prietenii care ne urmăresc. Cum ai făcut tu, Irinei? Da, da. Cu mânuța, cum ai făcut cu mânuța pe față? O dezbrăcăm? Cum ușețe ale mamă. Așa. Îi dai și un găion? Nu-i voie, nu-i voie. Bravo. E mică. Da. Hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm. Dar ia-o de mânuță. Hai să ne jucăm. Hopa! Hai cu calul. Bravo. Bravo, Iri! Salut! Salut! Fă două. Stai jos și uite cum e de la deșteptare.